Ceau, teroriștii! Ce mai faceți? Mulțumesc fain pentru vizualizări, vă mulțumesc mult pentru like-uri, pentru comentarii, pentru faptul că vă înscrieți la canalul ăsta. Și așa cum am anunțat deja, astăzi o să vorbim de a doua fericire. Fericiți cei ce plâng, ca aceia se vor mângâia. Dragilor, e o temă enorm de vastă. Plânsul, părerea de rău, mai ales că plânsul e și o chestie specific umană. Omul plânge din diferite motive. Unii plâng pentru că sunt frustrați, au probleme, își doresc unele chestii care nu pot să le aibă, alții plâng de nervi, sunt unii care plâng de ciudă, găsești oameni care plâng din tot felul de motive. Dar plânsul ăla cu rost e doar când în sinea ta începe să-ți pară rău pentru ceea ce ai făcut. Ce ai făcut celul de lângă tine, ce ai făcut lui Dumnezeu, când începi să realizezi că, de fapt, cam calci pe bec. Și Hristos îi fericește pe cei ce plâng, dar pe cei ce plâng, cum ziceam, așa. Pentru că plânsul, de fapt, poate fi și întristarea pentru ce ai făcut. Nu e obligatoriu să plângi cu lacrimi, pentru că să ai lacrimi de căință, de părere de rău, în biserica noastră e o harismă, de fapt. E un dar al Duhului Sfânt, că asta înseamnă harismă, cum e darul profeției și altele. Astea sunt harisme. Adică când Duhul Sfânt începe să lucreze în tine, plânsul tău nu mai îi întristare și durere. E ca o baie, te speli, pur și simplu. E o curățare. Na. Și cum ziceam, plânsul e reacție specific umană. Poate fi o reacție la emoții puternice. Poți să plângi de bucurie, de exemplu. Sau de nostalgie, sau de regret, sau de despărțire, durere, compasiune, tot ce vrei. Sunt unii care plâng de milă. Înțelegi? Și aici aș vrea să pornim cu ceea ce spune Sfântul Pavel Corintenilor, în cartea lui a doua către Corinteni, că identifică două feluri de plâns, de întristări. Adică spre viață sau spre moarte, spune el. Întristarea cea după Dumnezeu aduce pocăință spre mântuire. Pocăință e părerea de rău pentru ce ai făcut. Fără părere de rău, de fapt, care e un stimul spre Dumnezeu, când vezi că lumea nu-ți mai oferă ceea ce cauți, cauți mai sus. Și atunci nu mai plângi neapărat că îți pare rău, că suferi sau pur și simplu plângi pentru tine și gata. Te descarci, cum ar fi. Și tot Pavel spune că întristarea lumii aduce moarte. Tocmai cum ziceam, poți să plângi de frustrare. Vrei să-ți iei ultimul model de telefon? Nu ai bani, te apucă nervii, te apucă frustrării, încerci să plângi de ciudă. Sunt unii care fac și treaba asta. Da, dragilor, pentru că ne-am prea obișnuit așa. Și nu-i chiar bine. Deci lacrimile de la Dumnezeu, ca să ne întoarcem până la urmă la plânsul cel care aduce și mângâierea de la Duhul Sfânt, lacrimile de la Dumnezeu, în urma unui eșec moral apar de obicei, sau un păcat. Aduc mângâiere pentru că pornezi la un gând pozitiv. În primul rând e dorința de a căuta ceva, de a schimba un pic, de a, nu știu, situația insuportabilă care te face să regrezi ce ai făcut, dar să speri la mai bine. Să speri la Dumnezeu, pur și simplu, ceva mai de sus. Gândul pozitiv duce la mustrare, la părere de rău, care la rândul lui trezește conștiința. Când începi să-ți dai seama că ai greșit, te simți vinovat, s-ar putea să nu-ți placă. Pentru că ai două posibilități în momentul ăla. Poți să continui cu speranță, sperând în Dumnezeu și în bunătatea Lui, sau să ignori. Și uitați-vă în jur unde duce conștiința adormită. Omul care ignoră semnalele pe care le trimite conștiința pentru că nu poate fi coruptă, e judecătorul nostru cel mai aspru până la urmă, ajunge la aberații. Uitați-vă bine în jur și veți vedea.
Sfântul Ioan Scăraru, vorbind de asta, spune clar că lacrimile de căință spală ochii și îi fac frumoși, pentru că spală inima și o fac frumoasă. Deci te curăță. Sunt lacrimile astea de curățire, dar sunt și celelalte. Și te duce de la apatie la contemplare sau la o purificare, la o analiză autocritică și mișcare spre pozitiv, așa zic eu. Cum ziceam, în biserică avem harisma lacrimilor. Oameni care își plâng păcatul lor, plâng în fața Lui Dumnezeu și pentru păcatele altora. Oameni cărora chiar le pare rău de ce fac ei și ce fac ceilalți. Pentru că vorbind de asta, avem și Diodor al Foticei care explică, vorbind de harisma. Când sufletul e plin de belșugul rodurilor sale firești, naturale, calități și așa mai departe, își face cu glas mai mare și cântarea de psalmi și vrea să se roage mai mult cu vocea. Dar când se află sub lucrarea Duhului Sfânt, cântă, se roagă numai cu inimă. Deci îți poți da seama că după starea întâi, când te rogi pentru, din prea plinul sufletului, cu voce și așa, poate interveni o stare de bucurie. Dar aici e și riscul căderii. Avem pietism în biserică. Te poate duce să te simți exaltat, să simți niște emoții care nu și-au rostul. Pe când, în starea a doua, avem mulțumirea aia care caută liniște. Nu vrei altceva decât să te extragi din lume, să te exteriorizezi lumii, ca să poți să îți vezi de ale tale, cum ar fi. Să îți vezi de părerea ta de rău, de plânsul tău, de relația cu Dumnezeu, să te bucuri de ea. Cam asta e ideea. Și aici aș vrea să vă spun ceea ce zicea filozoful Martin Heidegger, un filozof existențialist german, de formare catolică, care e citat de Andrei Pleșu. De fapt, el mi-o citind în cartea lui Andrei Pleșu Parabole lui Iisus, dacă o găsiți, merită cumpărată și citită. El ia cam de peste tot. Adună și de la catolici, și de la protestanți, și de la filozofi, ca să, când vorbește de pildele cele de Hristos, de exemplele pe care le dă Hristos. Și, inevitabil, duce vorba și de Heidegger. Pentru că el vorbește, de fapt, despre starea omului ca stare de aruncare în lume. Adică, zice el, suntem puși în condiția de a fi fără să fi fost consultați, fără să avem un acces cognitiv sau conștient la autorul gestului care ne-a înființat, nu știm de unde am apărut, nu știm încotro ne îndreptăm. Am căzut în lume și asta face parte din natura noastră. Numai că Heidegger refuză termenilor aruncare și cădere orice conotație negativă. Pentru că starea de aruncare e un dar ontologic care ne definește ca oameni, ne naștem, n-am ce face, dar nu ne califică niciun fel. Deci dacă te-ai născut, gata, nu înseamnă că de acolo ești deja om. Trebuie să te formezi ca om. Cam asta e ideea. Nu suntem căzuți de sus în jos sau aruncați din rai în iad. Suntem doar cuplați prin însuși modul existenței noastre cu lumea. Așadar, cu ceva în care nu ne putem integra decât înstrăinându-ne de noi înșine, alunecând în inautenticitate, în impersonal. Câte vreme nu realizăm asta, subzistăm nereflectat, fără griji, mereu luați prin surprindere de un sfârșit pe care nu-l anticipasem. Abia când avem revelația unei existențe inautentice, descoperim angoasa de a fi și grija morții. Că e un stres să trăiești conștient. Nu stres să te gândești la moarte. Heidegger admite, spune Andrei Pleșu, într-un comentariu la prima epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni, că asumarea credinței modifică radical datele problemei. Insul credincios știe încotro. Nu moartea, ci reînvierea sau parusia, a doua venire a lui Iisus, constituie orizontul existenței sale. Vezi? În momentul în care îl bași pe Dumnezeu în viața ta, în calcul, e în calcul, deja ți se deschide orizontul. Nu te mai limitezi doar la ce
la concret. Angoasa sau stresul este înlocuit astfel cu o stare de veghe orientată. Așadar, pentru creștin, căderea în lume nu e resimțită ca o circunstanță neutră. Căderea protopărinților e experiența inaugurală a ieșirii în afară, din grădină în deșert, din condiția filialității în aceea suficienței adulte, dintr-o inocență tot știutoare, într-o competență contraproductivă. Iisus însuși n-ar fi asumat de plin condiția umanității sale dacă n-ar fi făcut până și el experiența exteriorității. Cuvântul folosit de Marcu pentru a relata ispita Mântuitorului în pustie este tocmai a arunca și îndată Duhul l-a aruncat în pustie. Suntem cu toți aruncați până la urmă. Ne-am aruncat singuri sau am fost aruncați de Duhul într-o lume pe care nu mai putem percepe decât așa cum o exterioritate percepe o altă exterioritate. Și câtă vreme nu vom regăsi criteriile interioare, interiorității, vom fi condamnați să ne petrecem eternitatea în întunericul cel mai din afară. Nu. Cum trăiești, așa ești. A nu fi înăuntru a nimic, a nu fi înăuntru nimănui, a nu avea un înăuntru, aceasta este iadul. Și aici aș vrea să aprofundăm un pic, pentru că, de fapt, asta ne poate, cel puțin pe mine, m-a ajutat mult să înțeleg cum stă treaba cu plânsul până la urmă. Că să nu uităm că de aici am plecat și aici trebuie să ajungem. Păi un copil când vine în lume, ce face primul lucru? Când trece din butica mamei, protejat de la căldură, unde are tot ce trebuie, vine în lume. Primul lucru care îl face e plânge. Plânge, dar ați observat că cu cât crește, poate plânge mai puțin? Și de ce? Pentru că așa, cu cât crește, cu cât progresează, acumulează experiență, dar în interiorul lui se întâmplă o chestie extraordinară din punctul meu de vedere. Găsește mijloace de a răspunde stimulurilor din exterior. Înțelegi? De a contracara, de a combate, ca să zicem așa, atacul permanent al lumii. Pentru că lumea e în pericol continuu pentru un copil. Deci cu cât găsește mai mulți stimuli în interior, cu cât acumulează mai multă experiență, cu atâta plânge mai puțin. Pentru că deja nu mai e disperat. Începe să aibă control. Dar în același timp începe să perceapă lumea ca o chestie care îi exterioară lui. Și pe măsură ce progresează în interiorul lui, poate să-i răspundă. Să dea un răspuns care să-i facă lui bine, în primul rând. Înțelegi? Aici, ăsta e mecanismul superb. Deci cu cât crești, cu atât începi să faci față lumii, fără să mai plângi atâta. După aceea, la un moment dat, îți dai seama că, de fapt, existența trebuie să aibă și un sfârșit. Și încep întrebările existențiale. De unde vin? Exact cum zicea și Heidegger. De unde vin? Ce fac? În ce direcție mă duc? Și aici poate apărea într-adevăr stresul morții. Uitați-vă bine, mai ales în perioada asta, din ce în ce mai vizibil. Vezi câte un om la 97-98 de ani care vrea neapărat în terapie intensivă pentru că el moare. Păi măi omule, ai trăit destul, nu? Poate-ți rău. Dar la vârsta aia nu mai poți să te aștepți să trăiești cine știe cât și cine știe cât de bine. Nu? Înțelegi? Deci ăștia încă trăiesc în frica de moarte, încă n-au crescut. Pentru că, în mod normal, când conștientizezi toate astea, încep să-ți îndrepți ochii în afară lumii. Să cauți ceva mai cu miez, ca să zic așa. Nu te mai mulțumește ce ai în jur. Și atunci, indirect, încep să-l bagi în calcul pe Dumnezeu. Și când ești cu ochii la El, începi să vezi încet, încet, să plângi ce-i drept, dar în sufletul tău și pentru ceea ce greșești celorlalt. Stimulul e ăsta, de fapt. De aici pleacă tot. De aici vine, de fapt, conștiința care începe să îți spună când ai călcat pe bec, când ai supărat pe unii sau pe alții. Și de ce nu când l-ai supărat pe Dumnezeu? Înțelegeți? Păi asta e ideea. Că, de fapt, scopul nostru e să trăim pentru a ajunge dincolo, în viața de dincolo, dar în viață, în interior. Ne vizăm în rai, nu în afara raiului. Înțelegeți? Deci interioritate. Totul pleacă din interior.
că Heidegger asta spune, de fapt, ați auzit și voi. Omul care, așa că am încurcat acum borcanele, omul care începe să se raporteze la Dumnezeu, să-L vadă pe Dumnezeu, să-L caute, știe încătru merge. Deci pentru el deja totul începe să aibă un sens. Și când totul are un sens, ești liniștit. Știi care ți-e finalitatea. Nu mai te lași dus de toate valurile lumii. Nu? Angoasa, adică stresul de a trăi și de a fi, de a zi cu zi, e o stare de veghe orientată. Adică ești mai atent la ce se întâmplă cu tine și mai atent la ce faci celor de lângă tine. Cum acționezi, cum reacționezi la ceea ce ei gândesc lângă tine. Asta e totul. Deci nu e o circunstanță neutră. Te pune în mișcare. Căderea lui Adam și așa mai departe, astea deja sunt experiențe care ajută la creștere până la urmă. Cam pornind de aici, asta vreau să vă spun pe moment. Poți să plângi când vii în lume, în stres. Poți să plângi de frustrare pentru că ai crescut, îți dorești lucruri. Poți să plângi pentru că nimeni nu te înțelege. Poți să te plângi toată ziua, că tot o formă de plâns și asta, numai că cel care plânge, măcar anagrafic, e adult și atunci nu-și permite să plângă cu lacrimi de crocodil, dar se plânge. Sau poți să dai încet încet seama în ce ape te scalzi și să încerci să schimbi ceva. Și prin plânsul tău sau părerea de rău. Și aici aș vrea să vă dau un exemplu fain care îl găsim tot în Evanghelie. Fiul risipitor. Vedeți voi la Luca, capitolul 15, Luca povestește despre faptul că Hristos le-a dat o pildă odată celor care erau lângă el acolo. Și a zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, și tatăl le-a împărțit averea și nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată. Vedeți voi, aici deja apare ceea ce bănesc că toți am experimentat la un moment dat. Aroganța tinereții. Ceea ce în ziua de astăzi mai găsim iarăși și nesimțire. Nepăsare. Dezinteres față de ceilalți. Toate astea te duc să-ți iei averile și pleci cât mai departe. Nu te interesează nimic. Nu te interesează consecințele faptelor tale sau faptul că faci pe alții să suferi. Na. Și tânărul ăsta și-a luat averile și-a plecat într-o țară îndepărtată unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbalată. Exact ce am făcut și noi până unde unul, dacă stai să te gândești un pic. Trăim într-o lume dedicată consumului. Unde dacă nu consumi, nu existi. Unde un telefon, dacă are mai mult din an de zile, de revechi. Moda se schimbă din jumate în jumate de an. Chestii din astea. Asta ce-i? Consum. Îți trăiești viața inconștient. Ca și tânărul din Evanghelie. Și după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Vedeți, aici deja apare criza ca un factor declanșator. La ce? Că atunci s-a dus, s-a lipit de unul dintre locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i pădească porci. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcoabele pe care le mănâncă porcii, dar nu îi le da nimeni. Deci după criză, ca un factor declanșator, o să vedem îndată, apare spaima. Exact așa cum cu COVID-ul, nu mi se pare? Am trăit ca boieri, am făcut ce am vrut, am consumat în neștire, nu ne-am gândit decât să alergăm, să avem. De multe ori, cu toți am făcut plus sau minus la fel. Mai mâncare, mai mâncare, mai puțin, dar trăim într-o lume capitalistă, așa că... Na. A apărut COVID-ul, criza, și a apărut și spaima. A apărut cu panica, nu mai știai. Când, ce știu eu, când crezi mult în dovezi științifice și știința își dovedește clar limitele, automat s-o dărâma tot în jur. Nu? Și atunci vine spaima. Dar spaima asta și criza care apare au un rost. Dacă vrei să ai un rost, poți să-i dai un sens. Conștientizarea stării de fapt. Cum te găsești? Cum ești? Îți dai seama cât ai călcat pe bec? Și îți dorești schimbarea, pentru că și tânărul face așa, își vine în fire. Adică, dacă nu ar fost foamete, nu își dădea seama că ce-a făcut, de fapt, cât l-a supărat pe taică-sul, cât l-a supărat pe tatăl lui, care îl iubea. Și a zis, câți argați ai tatălui meu
au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Uite, aici începe plânsul ăla bun care aduce mânghiere. De la întristare, de fapt, nu neapărat că plânge. Începe să-i pare rău de ce a făcut. Și caută dragostea tatălui, pentru că știa că tatăl îl iubește, nu o să-l dea afară. El pleacă la sigur cum ar fi. Știi? Și iată ce voi face. Mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice și așa. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Iar fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Deci, ideea e că tânărul nu numai că și-a dat seama, începe să scaldă, a luat o hotărâre, dar a și dus-o până la capăt. Și ce-i fain că își recunoaște vina. Da, recunoaște. O greșit. Că mai rău nu se putea. Dar în același timp, deși îi pare rău pentru ce a făcut, are și un sâmbure de speranță. Știi? Știa că tatăl nu o să-l dea afară. Nu o să-l alunge, pentru că îl iubește. Mai ales, cred că tatăl l-a iubit și mai mult în momentul în care l-a văzut că își asumă ceea ce a făcut și hotărâ să schimbe. Deși cred că suferi foarte mult când l-a plecat de la o zi la alta. Și tatăl ce face? I-a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l și mâncând să ne veselim, căci acest fiul meu mort era și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să veselească. Ei, dragilor, aici eu imaginez scena. Vă dați seama, Tatăl, Dumnezeu, după aia Hristos explică că Tatăl identificat cu Dumnezeu, îl repune în drepturi, cum ar fi. Îi dă sigilul, că inelul ăsta era atunci. Era ca și semnătură. Ca o autorizare. Erai autorizat să iei hotărâri în numele stăpânului, cum ar fi. Îi dă inelul, îl repune în drepturi și s-o pun să mănânce. Imagina scena la masă. Cum mânca ăsta săracul, cu câte noduri. Și probabil că și-o da și pâinea aia cu lacrimi. Dar în același timp era bucuros. Știa că tatălui așa o să acționeze. Doar că i-a trebuit o criză, o palmă care să-l aducă la realitate. Atât.